Bună seara, dragi prieteni, și la mulți ani în România, vă spune Mircea Goian, iată, la într-o nouă emisiune Vorbește Lumea. Astăzi vorbim despre evenimentul important din 1 decembrie, adică de astăzi, despre Marea Unire și, sigur, pentru a afla ce s-a întâmplat atunci, în 1918, l-am invitat în studio Capital TV din Deva pe domnul Dorin Petrescu, istoric. Mulțumesc, domnule Petrescu, că ați venit și m-a ajutat să, într-un fel, să marcăm acele momente esențiale pentru istoria poporului român. Mulțumesc, mă onorează și pe mine invitația dumneavoastră și la mulți ani în România cu ocazia Zilei Naționale a noastre. Să încercăm să creionăm, într-un fel, cum s-a ajuns la acest moment și ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în acea perioadă. Este important. Trece vremea așa și uităm detalii, uităm lucrurile care au contat foarte mult atunci. Da, ar fi bine să punctăm câteva chestiuni legate de realizarea, marea realizare de la 1 decembrie 1918, când România devenea o mare, deci România mare, cu o altă geografie, și poate că înainte să ajungă o paradigmă politică acest concept al unității naționale la români, el mai întâi s-a edificat în imaginarul colectiv. Dacă vom fi atenți asupra parcursului istoric al acestui popor, vom observa în primul rând că relieful a condiționat cumva mentalitatea românului obișnuit. Dar nu a despărțit această coloană vertebrală a Carpaților, culmea că nu a separat cele trei provincii istorice românești. Și ne referim la Muntenia, Moldova, Transilvania. A separat, poate spiritual, economic cred că a separat, nu? Economic și politic, la un Politic, moment dat, da. după constituirea primelor forme de organizare statală, bineînțeles că au fost distincte aceste entități, dar au existat colaborări. Dacă am pornit, să zicem, din rădăcina tuturor lucrurilor, după etnogeneza daco-romană, sau, și bineînțeles, și cu alte influențe din partea migratorilor și altor popoare care au trecut pe aici, vom vedea în renaștere că vorbitorii de limba română din spațiul românesc erau priviți din perspectiva unei omogenități latine în răsăritul Europei. O insulă de romanitate, până la urmă, înconjurată pe trei părți de slavi și apus de către Ungaria. La fel ca și acum. La fel ca și acum. A existat o coeziune în afară de omogenitatea romanității, pe care o observăm în primul rând la substratul limbii române. A existat o coeziune creștină, pentru că încreștinarea la români a avut loc odată cu nașterea noastră ca și popor. Cuvintele de bază din lexicul românesc, creștin, basilică, sunt de origine latină. Deci noi, până la Marea Schismă din 1054, când s-au separat bisericile în răsăriteană ortodoxă și apuseană romano-catolică, noi am fost cu toții creștini de o singură confesiune. Coeziunea creștină a fost cea care a legat până la urmă și a stat pe undeva și la apariția, a stat la baza apariției primelor forme de organizare, începând cu acele cnezate. În prezent, spre pildă, vedem că totuși avem șansa să trăim într-un spațiu multiconfesional și Transilvania cu Banatul sunt exemple în acest sens, adică noi am trăit toți împreună într-o stare de normalitate. Bineînțeles că au fost rare și conflictele, dar starea caracteristică a fost normalitatea. Oameni de diferite confesiuni, romano-catolică, ortodoxă, greco-catolică, luterană, evanghelică, reformat, calvină, după aceea sunt celelalte curente ale reformei cu trinitarienii, mă rog, neoprotestanții, religiile mozaic. Asta prin generată și de harta etnografică, etnică din zona, din Transilvania, Da, de-a Transilvania a lungul fost timpului, sigur. un spațiu multietnic Exact. și unele dintre etnii au avut o confesiune dominantă. Românii au avut la început ortodoxismul, după care oferta de secol XVIII a unirii cu Biserica Romei a apărut și Biserica Greco-Catolică. Că în elita nobiliară până la reforma lui Luther și a lui Calvin, elita nobiliară maghiară a fost romano-catolică, după care s-au cristalizat pe acest orizont al reformei calvine, pe când sașii au adoptat reforma luterană de stil helvetic. Iată o
problematică multiculturală și multiconfesională, dar și multietnică în același timp, în spațiul românesc, și ne referim la Transilvania ca un nucleu al deciziei de mai târziu, de peste veacuri, când se va adopta această hotărâre istorică de la Alba Iulia. De altfel, această, să zic eu, formă de accedere la aceste confesiuni, asigurăm și o multiculturalitate. Da, și contacte între, exact, între diversele grupuri culturale și etnice. Un alt aspect în această ecuație al unității naționale ca paradigmă politică este acela al românității. Adică, în imaginarul colectiv, s-a conturat foarte bine o coeziune etnică edificată pe apartenența la neam, la neamul românesc. Ori aici un rol important l-a avut memoria trecutului și istoria în general. Vom observa că imediat după reforma din Transilvania sau odată cu pătrunderea modernității în secolele 17-18 în principatele române, vom observa o deschidere către istorie ca actor, ca actor cultural, istoria legitimator. Adică istoria a fost folosită în discursul politic și cel al revendicărilor de drepturi politice. După aceea, un alt aspect care a concurat până la urmă la acest, cu ghilimele de rigoare, ideal de unitate națională, bineînțeles că a fost și coagularea politică a românilor, începând cu evul mediu-timpuriu. Cnezatele, țările, voievodatele, deci aceste organisme politice regionale, dar și locale, plecând de la obște, cnezat, țară, voievodat. Bineînțeles că în Transilvania, un sistem feudal de tip apusian, cu feuda, cu sesia iobăgească, cu nobilul, cu seniorul nobiliar, a destructurat coeziunile etnice. Pentru că... acest lucru întâlnindu-se în toată Europa. Da, bineînțeles, și în Franța, și în Spania, și în Italia, și în principatele germane. Forma care era organizată. Da, forma economică. Da, exact. Pe uzufructul sesiei iobăgești, exact, a feudei. Da. Vom vedea în Transilvania și în spațiul românesc intracarpatic faptul că au fost iobagi și secui, și maghiari, și nemți, și români. Deci sistemul feudal, în loc să coaguleze pe criterii de etnie, de limbă maternă, a fărămițat. În același timp, mari bariere ne-au fost puse în calea coagulării politice mai mare decât, să zicem, voievodatul sau țara, ne-au fost puse de către marile puteri. Și să ne gândim, când s-a conturat regatul ungar ca putere creștină romano-catolică, da? Secolul XI. După aceea turcii, care au ținut sub amprenta lor de putere primată cele două principate extracarpatice. După aceea, după Mohaci, bineînțeles și Transilvania ca un stat autonom care plătea tribut. La fel polonezii, vedem foarte bine influențele în Moldova, începând din timpul lui Alexandru cel Bun. Nu mai vorbim despre austrieci, despre ruși, care s-au amestecat în problemele noastre, ori de câte ori le-au fost interesele geopolitice în acest spațiu. Asta în timp ce la ei sau ei făceau tot posibilul să coaguleze. Da, da. Teritoriul și feudele lor. Adică, mă rog, la noi încercau să desfacă și la ei adunau, adică creau statele până la urmă. Iacătă marile puteri, în loc să favorizeze până la urmă constituirea unei entități statale aici, nu au avut acest interes și nu l-au avut niciodată. Ori într-un context dintre asta geopolitic vitreg, noi a trebuit doar să rezistăm. Un mare rol l-a avut, bineînțeles, națiunea confesională, adică biserica. Atunci când a fi creștin însemna a fi român, asta a premers coagularea laică politică, organizarea bisericească la români. Vom vedea după aceea că limba română, în primul rând exercițiul vorbirii, noi nu avem dialecte esențiale. Un moldovean cu un dobrogean, cu un oltean, cu un transilvanean se pot înțelege. Ei au graiuri. După aceea, pătrunderea limbii naționale, limbii române, în limba de cancelarie, domnească. Chiar dacă în biserică, o bună parte din timp, cărțile sfinte au fost scrise în slavonă. Da, și asta mi se pare, nu știu, adică unii condamnă situația. Bine, asta a fost situația sub raportul ierarhiei bisericești. Noi nu am avut o legătură atât de puternică cu Bizanțul ca să avem o limbă de cult grecească și nu am avut o autonomie bisericească decât târziu în Evul Mediu. Foarte mult a contat. Asta în timp ce, să zic eu, în alte țări, traducerea Bibliei în limba țării respectivă a avut loc prin secolul XVI, 1500 și... Da, aceasta este un reper
esențial al oricărei culturi naționale de pe mapa mond. Traducerea cărții sfinte în limba națională. Exact. La noi, dacă vom observa, în Transilvania se traduce Noul Testament la Alba Iulia la Belgrad în 1648, iar Biblia în integralitatea ei se traduce la București în 1688, după încă 4 decenii, târziu, când deja avem textele sacre. Au fost și inițiative ale reformat calvine, ale principilor, Vespalia de la Orăștie, primele 5 cărți ale Bibliei, dar toate, bineînțeles, cu interesul de a-i atrage pe români în subsidiaritatea reformei calvine. Apoi, proiectul greco-catolic din secolul al XVIII-lea a creat elite, elită care la 1791-1792 elabora acel suplex Libelus Valachorum, suplexul în care se revendică drepturi politice pentru națiune, națiunea română din Ardeal. Iacătă un prim element politic după vreo 7 ani de la răscoala violentă a lui Horeaș, Cloșca și Crișan. Coasa și Furca și Lancea au fost înlocuite de această dată cu petiționarismul. Apoi, bineînțeles că Revoluția de la 1848-49, cu aspectele ei particulare în cele două țări românești, dar și în Transilvania, a edificat un orizont de așteptare, mai cu seamă că atunci s-a coagulat și a devenit vizibilă o elită liberală, care va depune eforturi atât în principatele Române Unite, pentru că trebuie să ne gândim că România Mare de la 1918 nu ar fi existat dacă nu se înfăptuia prima unire, unirea cea mică, exact, în timpul lui Alexandru Ioan Cuza la 1859. Și atunci, de facto, se fondează statul național modern România. O altă treaptă este obținerea independenței de stat, recunoașterea ei în plan internațional după participarea României alături de ruși la războiul ruso-turc. Foarte interesant, în perioada unirii Moldova cu Țara Românească, da? România de atunci s-au constituit și realizat foarte multe instituții, unele funcționând și astăzi și deja având, să zic, un rol important în formarea statului și funcționarea lui de mai târziu. Deci a fost o perioadă fantastică. Atunci s-au creat instituțiile moderne ale statului. Exact. Și reforme profunde, care până la urmă despărțea o realitate de tip feudal chiar, controlată de marea moșierime și boierime, către un stat funcțional, organizat pe criterii moderne. O altă treaptă după independența de stat, de pe urma războiului de la 1877-1878, a fost aceea proclamării României ca regat la 1881. Iarăși, prin aceasta, noi deja ne înscriam în marea familie, în familia selectă a țărilor europene care aveau capete încoronate în fruntea lor și toți acești împărați și regi erau înrudiți oarecum între ei. Cum sunt și astăzi, cei care mai sunt. Da, iar în diplomație și politică externă, bineînțeles că regalitatea a jucat un rol esențial. Acum, dacă vom reveni pe făgașul drumului către Marea Unire, ar trebui să vedem ce s-a întâmplat în centrul Europei, pentru că, până la urmă, rolul major și hotărător în istoria secolului al XIX-lea l-a avut Austria sau Imperiul Habsburgic, ulterior transformat după 1867 în Imperiul Dualist Austro-Ungar. Austria a intrat într-o criză profundă. Odată după Revoluția de 1848, Imperiul Austriac, care deținuse controlul european timp de secole și care avea chiar un drept de veto în legătură cu conclavurile de alegere a papilor, deci vă dați seama ce influență majoră avea, nu numai în plan politic, ci și bisericesc. Asta după ce, să zic eu, de-a lungul timpului, acest lucru se hotărea în Franța, în Italia, nu? Doar că aici era o tradiție. Împărații de Habsburg, începând din secolul XIII, erau considerați continuatorii Sfântului Imperiu Roman de națiune germană și continuau tradițiile Imperiului lui Carol cel Mare pe cale creștină și de aceea împăratul austriac a cam avut tot timpul un rol hotărător în conclav. Dacă nu-i convenea, zicea nu sunt de acord. Bine, mai puțin poate perioada când conclavul se organiza la Avignon, nu probabil. A, da, cu contrapapii, când așa, a fost sub control francez. Francez, exact. Da. Dar nu s-a auzat prea mult. Așa că în secolul al XIX-lea, în primul rând, Italia își deschide drumul către unificare în jurul Piemontului. Începând cu Revoluția la 1848-1849, se deschide calea unificării italiene, primul stat național
care se identifică, care se edifică și se identifică în secolul al XIX-lea. La 1859 chiar intră război împotriva Imperiului Austriac. Italienii au de partea lor pe francezi, Franța lui Napoleon al III-lea, și sprijiniți de francezi, în urma bătăliilor de la Solferino și Magenta, în plan european, italienii reușesc să obțină Lombardia, desprinzând-o din Imperiul Austriac. Apoi, la 1866, profitând de faptul că Bismarck cu Wilhelm al II-lea au intrat în război cu Imperiul Austriac, italienii intră și ei în război, deschid un front sudic și cu această ocazie, de pe urma unor bătălii, cea mai însemnată fiind la Custoța, obțin, la încheierea păcii, cedarea Veneției. Și așa intră și Veneția în statul italian. De aici începe nucleul de unificare, ultima baricadă a italienilor, bineînțeles fiind Roma, fiind Roma controlată de papă, și aceasta a fost o altă treaptă a unificărilor statale. Dar Austria a pierdut din importanță și din mărimea sa teritorială. Apoi, criza majoră apare atunci când, în cadrul Confederației Statelor Germane, în care ea avea rolul de lider, Austria, intră în rivalitate cu Prusia, care era în continuă ascensiune. Prusia, din timpul cancelarului de fier al lui Bismarck, este un stat care se moderniza. Construiau drumuri, construiau căi ferate. Era epoca industrializării, acea revoluție industrială. În toată Europa. În toată Europa, dar mai accentuat, cu o industrie pusă în slujba militarismului. Ori în așa fel că atunci când izbucnește războiul cu Austria, prusacii au avut toate aturile ca în numai puțin de o zi să învingă și să dea peste cap armatele austriece la Sadova sau la Königgrätz, cum în literatura de specialitate este cunoscută această bătălie. Iar de aici încolo, de la înfrângerea Austriei, Austria nu mai are un rol în cadrul centrului Europei atât de însemnat, se deschide calea de către unificarea Germaniei, landurile, principatele se unesc în jurul a ceea ce se va numi mai târziu Imperiu sau Reich. Și Germania începe să prindă o pondere esențială și să constituie, de fapt, epicentru occidental al continentului european. Mai mult, la 1870-1871, când prusacii, Imperiul German deja, se bat cu francezii lui Napoleon al III-lea și îi înving, când Franța este îngenunchiată, la 1870-1871, deja Imperiul Prusac deținea supremația. Ori pe acest fond, după ce, iacătă, Austria este înfrântă de către prusaci, are pierderi teritoriale în Italia, atunci, pentru a nu avea o criză internă, pentru că la masa politicii, în planul vieții politice interne, ungurii au știut să joace cartea. Și au invocat, ca să nu destabilizeze ordinea internă socială, au pus condiția să fie recunoscută Constituția de la 1848 și să fie recunoscută partea estică a Imperiului ca regat apostolic. Și în acest fel apare acest compromis, Ausgleichul, dualismul austro-ungar, la 1867, când ungurii au știut să joace cartea, împăratul, de fapt, a fost întronizat la Budapesta, și împăratul și împărăteasa, ca regi ai coroanei Sfântului Ștefan, iar la Viena ca împărați de Habsburg. În persoana perechii imperiale se vedea unitatea imperiale, însă ce a costat, de fapt, națiunile din estul imperiului acest dualism? Faptul că, aflându-se pe o cale de modernitate, chiar organizarea internă a regatului ungar, de sub coroana austro-ungară, el a încercat să uniformizeze administrația și atunci, pe cale inerentă, s-a introdus ca limbă oficială limba maghiară. Ori asta a deranjat majoritățile etnice din unele provincii, care la Budapesta erau privite ca minorități. Și aici a avut, bineînțeles, un loc, până la urmă, un conflict, pentru că, privit în ansamblul său, Imperiul Austro-Ungar era un imperiu multinațional. El deja devenise anacronic. În afară de persoana împăratului, constituționalitatea sa, de facto, nu exista, dacă ar fi să comparăm Imperiul Austro-Ungar cu Franța sau cu parlamentarismul englez consacrat în urmă cu veacuri. Devenise o entitate statală anacronică, în așa manieră încât era deja considerat ca fiind bolnavul Europei. Și atunci vom vedea că
În primă fază, românii vor marșa pe afirmarea loialismului dinastic, de afirmarea loialității către coroana imperială. Și în felul acesta, în războaie, au considerat că trebuie să fie loial pentru ca ulterior la pace să își revendice drepturi naționale. Ceea ce nu s-a prea întâmplat în privința soartei românilor din Transilvania și Banat. Pe de altă parte, slavii austrieci, ne referim aici la cei și la slovaci, și ei își declanșează lupta de emancipare națională, în așa fel încât, să zicem, pe la 1871 ei deja revendicau un imperiu nu dualist, ci trialist, să fie austro-ungaroslav, numai că ungurii nu au fost de acord și a căzut proiectul trialist. Pe de altă parte, românii își dau seama că într-un acompaniament politic simplu, care? Din Transilvania și Banat, își dau seama că nu pot să declanșeze o luptă politică dacă nu edifică și un suflet al națiunii. Și asta s-a întâmplat pe plan cultural. Această luptă prin cultură sau termenul nemțesc, Kulturkampf, a început, să zicem, o dată cu constituirea Astrei, la Sibiu, la 1861, Asociațiunea pentru Cultura și Literatura Poporului Român din Transilvania. Iar apogeul, dacă îl vom observa către finalul secolului al XIX-lea, este aceea că în întreaga Transilvanie și Banatul existau despărțăminte și agenturi ale Astrei, deci exista o organizare culturală care oricând putea să preia mandat politic în provincie și mai mult ca o operă colectivă a întregii umanități, românități. A întregii românități de pe toate versantele Carpaților apare această primă enciclopedie română în trei volume, editată și tipărită la Sibiu sub egida Astrei și sub coordonarea lui Diaconovici. Iată, acolo vom vedea oameni de știință literați din Moldova, deci din regatul României, dar și din Transilvania și Banat. Iată o acțiune prin cultură care până la urmă a edificat o conștiență de apartenență la națiune și acest ogor al luptei naționale până la urmă a folosit foarte mult pentru acțiunile politice, pentru că facem o mică paranteză, lucru care astăzi văd că nu se poate realiza. Foarte interesant. Da, știți cum e. Am trimis în altă direcție. Da, e acel dicton roman, divide et impera. Da. Poate că în plan geopolitic există interese ca anumite societăți să fie oarecum fărâmițate prin diminuarea unor repere valorice și unor modele. Pentru că numai așa cred că într-o anumită concepție economico-financiară globalizarea ar avea succes. Ar produce efecte. Dacă nu? Topește identitățile. Da, corect. Și vedem ce se întâmplă cu manualele de istorie din învățământul secundar, până la urmă. În același timp vorbeam că această luptă prin cultură a convers către acțiune politică. Și vom observa că în 1869 se înființează Partidul Național Român în Transilvania și Banat. Iar la 1881 se unifică, pentru că mai exista un partid național în Ungaria, al românilor din Ungaria. Cele două componente se unifică în Imperiu, Partidul Național Român. Era privit ca cum ar fi astăzi un partid al minorităților naționale. În Transilvania și Banat, unde românii sunt majoritari, este un partid cu un bazin electoral cel mai mare în acea perioadă. În acea regiune, da. Da. Și ca primă fază, românii consideră că să nu se implice în viața parlamentară și să nu participe cu deputați în Parlamentul de la Budapesta. Este așa zisul pasivism politic. Greșit, probabil. Greșit. Până la urmă, macazul se schimbă în 1905, când într-o conjunctură specifică, până la urmă agresată și de acțiunile administrației din estul Imperiului de amaghiarizare forțată atât în administrație cât și în învățământ, se trece la activismul politic. Și în 1905 apar primii deputați români, transilvaneni și bănățeni în Parlament de la Budapesta, unul dintre ei fiind Aurel Vlad, deputat în cercurile Dobra și Orăștie, primul deputat român în Parlamentul de la Budapesta. Însă, înainte de a trece clasa politică transilvaniană la activismul politic, ei s-au manifestat tot pe calea aceluiași petiționarism. Primul a fost pronunciamentul de la Blaj, la un an de la declararea Imperiului ca Imperiu Austro-Ungar. Pentru că, odată cu Ausgleichul, odată cu dualismul, Transilvania și Banatul au fost contopite în regatul ungar. Ele nu mai existau ca entitate politică. Deci, dacă am fi corect și am vorbi, în istoria noastră bimilenară, da, sau de mai multe milenii, dacă ne gândim și la preistorie, singura dată când Transilvania și Banatul au aparținut de Ungaria a fost între 1867, odată cu dualismul, și până în
1918 la finalul primului război mondial. Deci o perioadă destul de scurtă. Relativ scurtă, da, la corect, scara istoriei. În rest a fost, exact, voievodat, principat, mare principat, mă rog. Dar clasa politică a acționat, cum am spus, pe cale petiționară. Și la 1892, elita transilvaniană întocmește acel memorandum pe care, cu o delegație impresionantă, îl duc la Viena. Împăratul nu primește acest memorandum, însă aici nu a procedat corect, nici măcar politic. Fără a fi deschis plicul, memorandul este trimis la Budapesta să soluționeze cei de la Budapesta chestiunea românească. Se populează, da. E, da, dar în același timp îi aduce pe semnatarii acestui memorand să fie... Da, eu l-am adus în emisiune, da, și o să-l vedem. Să fie indezirabil în așa fel încât la Cluj li se intentează un proces politic și chiar în 1894 are loc acest proces și sunt ținuți și la închisoare, la Seged, o perioadă de timp. Însă, corifeii Partidului Național Român au avut grijă să internaționalizeze problema românească și au editat acest memorand și au prezentat această chestiune românească, o chestiune românească din Transilvania și Ungaria, din Rumenische Präge Siebenbürgen und Ungarn, aceasta este lucrarea, așa, în față este... Deci e chiar original. Da, este, da, e original, tipărit și pus în circulație în anul 1895 în întreaga Europa. Unul din exemplare. Da. Prima parte sunt revendicările politice, după care sunt o serie de anexe, începând de la elementul demografic, ponderea demografică a românilor și până la celelalte acte și documente privind revendicările naționale a românilor din Transilvania și Banat, de la 1848 până la anul domnului 1892. Ceea ce este interesant, că ei vin și cu un aspect de geografie istorică și vor întocmi o hartă a Transilvaniei, Banatului, părților, dar și a restului regatului Ungariei, o hartă etnografică, aceasta este, unde sunt puși în valoare nu numai românii. În Transilvania vom vedea cu verde, așa, aceia sunt românii. Și sunt și celelalte naționalități din regatul Ungar. Pentru că în regatul Ungar, după dualism, existau doar 48% vorbitori de limbă ungară, în rest fiind alte naționalități și națiuni care încet, încet își vor revendica drepturile politice. Harta însoțește memorandumul? Da, harta este în anexă, este ultima anexă din memorandum. Și atunci, la scara întregii Europe, se poate vedea că, de fapt, națiunile din estul Imperiului Austro-Ungar erau îndreptățite să își ceară drepturi. Ceea ce este interesant, că pornind de la austromarxismul vienez, întemeiat de către Victor Adler și Otto Bauer în cea de-a doua parte a secolului al XIX-lea, când se întemeiază un partid social-democrat, cu acest austromarxism se viza soluționarea unor chestiuni naționale, adică oferirea autonomiei culturale la națiune din imperiu, limba națională folosită în învățământ, administrație, justiție, dar și libertatea individuală. Este foarte interesant. Atunci apare ideea. Apare ideea social-democrației europene. Interesant. Acest austromarxism adaptat exact la realitățile din imperiu. Da. În așa fel încât în 1906, când deja trecuse un an de la adoptarea activismului politic, se desprinde o vexilă din Partidul Național Român și înființează Partidul Social Democrat al Românilor din Transilvania și Banat, avându-i conducători pe Iosif Jumanca și Ioan Fluieraș. Doi lideri de stânga care vor concura cu Partidul Național Român, vom vedea în 1918, pentru organizarea actului istoric de la 1 decembrie 1918. Vedeți că în toată a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și primele două decenii a existat o solidaritate bisericească a tuturor românilor. Cele două biserici surori, Biserica Ortodoxă Română și Biserica Greco-Catolică, și-au dat mâna. Vom observa asta și în timpul lui Șaguna, mai cu seamă, când idealul național a constituit, de fapt, firul roșu. Nu, cum să zic eu, polemica interconfesională, ci punctul zero l-a constituit, de fapt, această chestiune a emancipării politice a românilor din imperiu, da, și în ultimă instanță, când vom vedea că primul război mondial aduce un cadru geopolitic favorabil, unirea cu regatul României. Interesant este că și arhiducele moștenitor, Franz Ferdinand, cel care ar fi urmat să fie viitorul împărat, dar a avut neșansa să cadă victima acelui atentat, și el era favorabil românilor. Chiar împotriva împăratului,
În reședința sa de la Belvedere în Viena, acest arhiduce moștenitor Franz Ferdinand își constituise așa zisul cerc politic și acest cerc era frecventat de către Alexandru Vaida Voivod, de care? Către alți corifei politici. De confesiune romano-catolic, da? Greco-catolic. Greco-catolic, pardon. Și da. Un membru ilustru al francmasoneriei europene. Exact. Pentru că știm foarte bine că la Congresul de la Paris din 1920 Brăteanu a plecat și după aceea a venit Vaida Voivod. E, tot aici era și Ace Popoviciu, bănățean, jurist, om cu vederi politice înaintate și el chiar a elaborat un proiect inițial. În prima jumătate, în primul deceniu al secolului al XX-lea, Ace Popoviciu elaborează o lucrare intitulată Statele Unite ale Austriei Mari. Și el nu era pentru destrămarea Imperiului, ci era pentru o federație de state cu autonomii naționale în fostul Imperiu Habsburgic. Cumva pe modelul Statelor Unite ale Americii. Cumva. El nu s-a pus, nu a putut să fie pus în operă. În partea a doua a secolului al XIX-lea este foarte interesant că regatul României, pe genealogia sa și pe coborârea sa din dinastia germană, va încheia un tratat secret de alianță cu puterile centrale, la 1883, cu Germania, cu Austro-Ungaria, dar și cu Italia. Tratat care va fi, nu va fi respectat în 1914, când se va declanșa războiul și se pare că una dintre cauzele morții regelui Carol I a fost și această deziluzie că nu-și poate respecta jurământul față de înaintașii săi germanici. În regat, pe de altă parte, se poate remarca în elita culturală, dar nu numai, și un filogermanism. Erau oameni politici filogermani, dar acest filogermanism vine nu ca un atașament pentru Germania, ci ca un atașament pentru regalitatea românească de tip german. Filogerman care la Consiliul de Coroană, primul de neutralitate din 1914, vor încerca să angreneze România de partea puterilor centrale, dar bine că n-au reușit, pentru că soluția inspirată a fost, bineînțeles, în 1916, când noi vom intra de partea Antantei și a fost bine că la masa tratativelor, la conferința de pace, a contat foarte mult pentru recunoașterea Marii Uniri în plan internațional. Imperiul Austro-Ungar a fost măcinat și de implicarea sa în ecuația Balcanilor. Pentru că știm că după războiul ăla războiul acelor la ruso-turc, de pe urma căruia noi ne-am câștigat independența, ei au luat în protectorat Bosnia-Herțegovina și Sanjacu de Novi Pazar, austriecii, în așa manieră încât, după ce practic au ocupat-o militar, de fapt în 1908, după vreo 30 de ani, da, după 3 decenii, Imperiul Austro-Ungar chiar anexează aceste provincii la coroana Habsburgică și se va vedea că această criză balcanică și această chestiune a Bosniei-Herțegovinei până la urmă va și genera scânteia războiului, pentru că sârbii din Serbia erau interesați să formeze un stat panslav acolo în sud-estul Europei. Și atunci, bineînțeles că ei s-au și implicat politic pentru ca să dea lovitură de grație și în acest plan Imperiului Austro-Ungar. Într-adevăr, mozaicul naționalităților, afirmarea lor și dorința lor de a se edifica politic, asta a făcut ca Imperiul Austro-Ungar să devină bolnavul Europei și vom vedea că odată cu izbucnirea primului război mondial, lucrurile vor evolua vertiginos. Da? La un moment dat avem două tabere mari de state care vor globaliza conflictul, deschis inițial la 28 iulie 1914, când Austro-Ungaria declară război Serbiei, învinuind-o că nu a lăsat autoritățile polițienești austriece să rezolve chestia cu ancheta atentatului de la Sarajevo. Da. Și încet, încet, cele două alianțe, tripla alianță, adică puterile centrale cu Germania, Austro-Ungaria, Italia, dar și România, care se va păstra neutră, pe de o parte, tripla înțelegere sau Antanta cu Anglia, Franța și Rusia vor deveni antagonice. În această ecuație, primul conflict mondial. Da, și în această ecuație România se declară neutră la început, așteptându-și momentul prielnic să intre în război. Și da. Probabil încă cu discuții controversate de cui? Exact, pentru că în Consiliul de Coroană din 21 iulie pe 3 august 1914 chiar a avut loc această dispută. Filogermanii și susținătorii lui Carol I spuneau, noi trebuie să ne respectăm angajamentul de la 1883 din tratatul secret, trebuie să intrăm alături de puterile centrale și de germani. Cei care erau mai vizionari și erau pentru interesul național
și pentru reîntregirea țării, clamau să stăm vigilenți, să stăm într-o neutralitate armată, în așa manieră ca atunci când tabăra Antantei ne va oferi garanția alipirii Transilvaniei și Banatului la trupul țării, atunci să intrăm. Ceea ce este iarăși de notat, Statele Unite ale Americii la început, și ele stau într-o expectativă. Se oferă ca mediator. În 8 august SUA chiar își declară, Congresul declară neutralitatea. Își dau seama că dacă rămân neutri, pot să susțină financiar cu credite, pentru că în Austria se înființase banca Rothschild la 1852, care după aceea știți că a trecut în state și au deținut și dețin în continuare un monopol imens chiar în globalizare. Așa, și atunci finanțau ambele tabere. Le trimiteau armament, le videau armament, n-aveau bani. Cele două tabere nu aveau bani, atunci apelau la băncile americane, le dădeau și bani, în așa manieră încât dacă la după final... Ideea, ca să fac acum o mică glumă, după ideea că dădeau bani și la unii și la ceilalți. Exact. Oricum câștigau de la învingători. Război nu s-a derulat pe teritoriul național al Statelor Unite al Americii și dacă la finalul războiului a fost o tabără care a câștigat și una care a fost învrântă, America a avut de câștigat pe tot parcursul războiului. Da. Se deschid fronturi, odată în Serbia, după aceea în Est, în Galiția, Prusia Orientală, Polonia chiar. Românii, e bine să spunem că au participat la tot războiul. Românii din România. Românii din teritoriul actual românesc. Așa. Au participat din 1914 până chiar în 1919. De ce? Pentru că cei din Imperiul Austro-Ungar au fost mobilizați în armata austro-ungară. Mă refer la Bucovinen. Deci, într-un fel, au luptat unii împotriva celorlalți, la un moment dat. Au avut grijă să nu ne prea bage împotriva fraților noștri de peste munți, ci au fost angrenați în Serbia, în Galiția, împotriva țariștilor și după aceea, după intrarea României în război, unitățile militare din Galiția au fost transferate în nordul Italiei pentru a îndepărta de teatru de operație. A fost o mișcare a marului comandament. Iar România, într-adevăr, a intrat în război acum 100 de ani, în 1916, în vara anului 1916. Numai că românii, e bine să notăm, au participat la întreaga beligeranță cu mari sacrificii. După o neutralitate de 2 ani, România ia decizia, fiind și sub imperiul unui ultimatum al francezilor care nu mai rezistau la Verdun, așa, să intre în război cumva și alături de ruși, să deschidă un front înrăsărit care să determine pe austro-germani să transfere brigăzi și divizii de la Verdun, să le transfere pe noul front deschis, în așa manieră încât să mai slăbească presiunea și să poată rezista, să nu fie cucerit chiar Parisul. Și atunci... Mai avem un sfert de oră, încercăm să ne ducem spre Marea Unire. Unire, da. Da. E, și atunci... a bătut ceasul istoric pentru România și pentru ceea ce avea să se întâmple după încheierea războiului. România intră în război de partea Antantei la 17 august 1916. Armatele române trec Carpații. S-a pus în evidență faptul că armata română nu era pregătită, se era slab înzestrată, nu era instruită pentru un asemenea război. Mașinăria de război austro-ungară, dar și germană, era una bine pusă la punct. Austro-ungarii, dar și germanii au avut grijă că atunci când au văzut că regatul României le declară război, să mobilizeze pe linia Carpaților exact acele tipuri de trupe specializate. Ne referim la vânătorii de munte austro-ungari, la trupele alpine bavareze și temutul corp alpin bavarez. Să nu uităm că a luptat cu românii chiar în zona Văii Jiului, dar și în zona Sibiului. Mai mult la bătăliile de la Vulcan, acolo era un tânăr locotenent al corpului alpin bavarez cu numele de Rommel. Rommel, care în al doilea război mondial, știți că a fost în bătălia pentru nordul Africii. Da. Românii au rămas descoperiți din perspectiva asta, ne fiind pregătiți militar, au fost respinși peste Carpați, au intrat în retragere, se ajunge până la urmă ca austro-germanii să cucerească chiar Bucureștiul, se ajunge ca ultima linie de rezistență să se facă în nordul Moldovei, celebra linie pe Carpați și acest enunț major, pe aici nu se trece. Context în care guvernul român, dar și case legale fiindu-le teamă să nu fie teritoriul național cucerit în totalitate, în acest context se ia decizia să se transfere la adăpost cu ghilimele de rigoare tezaurul României în protectoratul Imperiului Țarist.
țarul Nicolae al II-lea care avea legături diplomatice cu regatul României. Nimeni nu-și imagina că o să treacă foarte puțin timp și urmează revoluția și Lenin urma să fie dus cu asistență germană din Finlanda în Rusia și va să izbucnească revoluția bolșevică din octombrie. Noi atunci am rămas descoperiți cumva, pentru că aliații noștri rușii s-au demobilizat, chiar au devenit violenți și s-au dedat la acte de stabilizare în Moldova. Ieșind din ecuația războiului, armata română nu mai putea să țină un front lung de peste 700 de kilometri. Și a fost nevoit până la urmă ca statul român a fost nevoit să încheie o pace, așa zisa pace de la București. Guvernul și regele stăteau la Iași într-un fel de exil în fosta capitală de dinaintea Mici Uniri, numai că vedeți că odată cu defecțiunea rușilor și harta geopolitică a Estului Europei s-a schimbat. Înainte de aceasta ar fi bine să amintim și alt fapt. Intrând regatul României în război, românii din armata austro-ungară n-au mai fost motivați să lupte și au început să deserteze în masă. Sunt cunoscute cazuri, de exemplu, de batalioane întregi care au trecut la ruși sau dat prizonieri. Au fost concentrați lângă Kiev la Darnița, într-un lagăr de prizonieri și acolo pentru prima dată au cerut în 1917, în primăvara anului 1917, să se constituie ca regimente de voluntari, să fie trimiși în țară la Iași și să lupte pentru eliberarea țării. Și la Darnița Kievului se elaborează un manifest intitulat Prima Alba Iulie, voluntarii români în războiul pentru întregirea neamului. Am adus lucrarea, este o raritate, aceasta este. Și pentru prima dată în acest manifest se afirmă ideea de unitate națională, de a uni Transilvania și Banatul cu regatul. Acest manifest, Memoriu Manifest, este tradus. Unde și când, să mai amintim o dată? La Darnița Kievului, în primăvara anului 1917. Ofițerii de acolo, dintre prizonierii, miile de prizonieri români din fosta armată austro-ungară, cer în primul rând să se constituie în niște regimente de voluntari. Primul regiment și va fi primit de Brătianul la Iași, de Perechea Regală, de generalul Bertlo, și vor fi integrați în armata română, vor lupta chiar la Mărăș, Mărășești și Oituz. Dar acest manifest a fost tradus în limba engleză și doi corifei transilvaneni, preotul greco-catolic Vasile Lucaciu și preotul de la Orăștie Ioan Moța, protopop ortodox al Orăștiei, vor merge cu acest manifest pe un drum foarte interesant. Nu puteau să se îndrepte către Statele Unite prin centrul Europei, că era măcinat de război continentul. Și atunci merg pe Transiberian, ajung în Japonia, din Japonia pe coasta vestică a Statelor Unite ale Americii, traversează toată America și ajung în Congresul American și citesc acest manifest memoriu în care pentru prima dată marea putere a lumii, Statele Unite ale Americii, ia la cunoștință că există români, ei vor să se unească cu regatul României și poate că acest lucru a contat atunci când președintele Wilson, Woodrow Wilson, în iarna anului 1918, emitea celebra lui declarație pe 14 puncte să spună că bătrâna Europa nu va mai fi cum a fost, ci ea se va organiza după principiul autodeterminării naționale. Vedeți dumneavoastră că au contat foarte mult în ecuația războiului și în reconfigurarea lumii și a noii ordini mondiale. A noi ordini mondiale de după război a contat implicarea Statelor Unite ale Americii în acest război. Și dacă în ianuarie 1917 președintele Wilson spunea către Senatul American că războiul ar trebui să se sfârșească printr-o pace fără niciun fel de victorie, pentru că deja forțele ajunseseră să se echilibreze, germanii au reușit mișcarea cu Lenin și au dat o lovitură prin căderea frontului de est, prin scoaterea rușilor din război, puteau să se concentreze foarte bine pe frontul din Italia și din Franța, era războiul de poziții, celebrul război de poziții, mai
se înregistrau, bineînțeles, o sumă întreagă de victime ca urmare a experimentării gazelor toxice de luptă, a, știu eu, noului tip de armament, mitralierele. Știm foarte bine că, de exemplu, rușii trimiteau șarje de cavalerie în rânduri și nemții și austriecii aveau mitraliere și căsăteau. Ce cerau, bun, mai avem puțin timp. Haideți să ne apropiem. Americanii intră intră în primul război mondial în urma, folosind ca pretext, scufundarea unui vas al lor, vasul Vigilența. Da, ca și de în către, doilea război mondial, poveste cu Pearl Harbor. Da. Și atunci, asta s-a întâmplat în 19 martie 1917, în deja în 6 aprilie 1917, SUA declară război Germaniei. Și 8 luni mai târziu, în decembrie 1917, declară război Austro-Ungariei. Americanii înființează corpul expediționar american, îl debarcă prima dată în insula britanică, după aceea în Franța. Știm că erau foarte mulți români. Era o companie de români în corpul expedițional american, formată din români care emigraseră în urmă cu un deceniu, două în urmă, din Transilvania și Banat, peste ocean, în America. Și cum am amintit, în 8 ianuarie 1918, președintele Statelor Unite ale Americii susține celebra declarație în fața Congresului American, în 14 puncte, și el spune, nu vor mai exista imperii, vor exista națiuni, state-națiune, și de pe urma acestor defuncte imperii se vor înființa în planul geografiei europene state naționale pe acest principiu al autodeterminării naționale. Pe de altă parte, vom vedea că nordul Italiei iarăși dezertează masiv românii la italieni. Italienii încurajează să se constituie în legiuni de voluntari, legiunea Horia și legiunea Vrameancu, și atunci tot acești ardeleni zic, după pacea de la București, România fusese scoasă din ecuația războiului, dar noi suntem singuri care putem lupta împotriva austro-ungarilor pentru țara noastră. Și sunt cei care continuă, de fapt, lupta militară alături de Antanta. Târziu de tot, în octombrie 1918, dându-și seama că va pierde, împăratul Carol al IV-lea, succesorul lui Franz Iosef, este de acord și elaborează un manifest, cumva în contrapartida celui lui Wilson, de federalizare a fostului imperiu, dar ne luând în calcul Transilvania, atenție! Wilson și Congresul American resping această idee. Se ajunge la binecunoscuta înțelegere cu rol de armistițiu din 3 noiembrie 1918 la Villa Giusti, la Roma, între Austro-Ungaria și Italia. După aceea, în ziua 11-a din luna 11, 11 noiembrie 1918, în pădurea de la Compiègne, într-un vagon de cale ferată, se încheie armistițiu între Imperiul German ca înfrânt și Antanta, reprezentat de Franța și de englezi. Și vom vedea că Hitler, când o să ocupe Parisul, o să aducă acel vagon tot la Compiègne și vor aduce pe francez să semneze împrângerea. Deci vedeți cum de fapt ține cont de istorie, lucrurile. În acest context, soldații demobilizați pe front afluiesc către țară. La Viena se constituie pe nucleu regimentului imperial de la Orăștie, regiment cu proporție de 95% români. Ăștia acolo asigurau garda imperială la Schönbrunn. Se constituie un for intitulat Senatul Militar Central al ofițerilor români și soldaților din Viena, care s-a ocupat cu buna organizare a aducerii trupelor din Franța, dar și din Italia către țară, trupe care în Transilvania și Banat vor forma primele organe de ordine, acele gărzi naționale la comune și orașe. În Transilvania și Banat era anarhie, așa zisa revoluție. O parte din etnii militau pentru interesele lor, românii pentru ale noastre. Cert este că la nivelul fiecarei localități se constituie Consilii Naționale Române, Gărzi Naționale Române, Consiliile Naționale Române trec la alegerea de delegați pentru preconizarea adunare națională de la Alba Iulia, sunt însărcinați cu credenționale, acte care să fie depuse la biroul Adunării Naționale de la Alba Iulia, care să confirme că fiecare delegat era mandatat de către alegătorii din localitățile respective și care toți, deci pe un aspect de plebiscit, de referendum dacă doriți, fiecare român din Transilvania și-a exprimat valid voința politică de a se uni cu regatul României. În așa fel încât la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia,
În afară de suta de mii de români adunați pe platou romanilor, au fost prezenți acești 1228 de delegați cu credenționale. Din acești 1228 de delegați, erau cea mai mare delegație, a fost cea a județului Hunedoara, a fost 165 de delegați, adică 13% din toți cei care au votat Marea Unire. Și în timp ce se proclama Unirea prin voința românilor din Transilvania și Banat, la Alba Iulia, la 1 decembrie, în București, la 1 decembrie, prin Arcul de Triunf, un alt Arc de Triunf, nu ăsta de acum, unul făcut provizoriu, se reîntorceau regele Ferdinand Întregitorul, Regina Maria, Brătianu, generalul Bertlo, iar prima formație de luptă aflată în fața regelui care a trecut pe sub Arcul de Triunf a fost o companie de voluntari veniți de la Darnița Chievului, formată din ostași din zona Orăștiei și Cugirului. Știm asta pentru că au rămas câteva lucrări memorialistice și fotografii ale acelui eveniment. Iată, spectaculos. Marea Unire, da, pe două planuri. Marea Unire care va fi și recunoscută la conferința asta de pace de Paris. Cine au fost cei care au parafat, ca să spun așa. Bineînțeles că după cheria războiului, forul internațional, forul diplomatic internațional, Congresul de Pace sau Conferința de Pace de la Paris. Știm foarte bine că în Palatul de la Trianon s-a reglementat problema cu Ungaria, statele succesoare din estul Europei, mă refer aici la Cehia, la o parte din Polonia, Transilvania, Banatul, în ce parte vor merge ele. Conferința de pace de la Paris la început a avut un aspect destul de dezavantajos pentru România, pentru că au fixat o linie de demarcație provizorie, cam undeva, dacă ar fi să ne gândim, între Zam și Lipova și mergea către nord, trecea prin zona Hălmagiu. Hălmagiu era la regatul ungar, Vața era a România, până când am fost chemați de conferința de pace să înăbușim Revoluția lui Bela Kun, Revoluția bolșevică. Deci, partea de jos, Banatul era cam lăsat. Era devastat de trupele franceze, Banatul târziu a intrat în ecuație, și de trupele sârbe. Conferința de pace de la Paris a trasat o linie, nu arbitrară, artificială prin Banat, pentru că jumătate din Banat, și ne referim la Banatul de pustă, Voivodina, a fost cedată sârbilor. Deci a fost o ciuntire teritorială, iar românii au rămas numai cu fostul Banat de Timișoara și cu banatul de munte. Problema cu linia de demarcație rămânea așa. Dacă nu ar fi defectat Ungaria și nu ar fi izbunit Revoluția bolșevică a lui Bela Kun, și clar, deja Europa era amenințată de exportul de revoluție dinspre cel cu internaționalismul socialist al lui Lenin, să disemineze către centrul Europei pe fondul de criză după primul război mondial. Și atunci conferința de pace, recte francezi fac un apel la armata română să declare mobilizarea în primăvara anului 1919, să se deplaseze succesiv pe aliniamente, să-și elibereze teritoriul și să facă ordine și disciplină în Ungaria. Ceea ce se și întâmplă. Armata română cucerește Budapesta, organizează siguranța publică, își scoat practic capitala Ungariei dintr-o debandadă totală și dintr-o anarhie și garantează reorganizarea statală a Ungariei. Și asta a fost o contribuție a românilor. Asta un final de discuție? În contextul geopolitic. Nouă ni s-a imputat la conferința de pace de la Paris că nu am participat alături de Antanta întreg războiul, că am ieșit din ecuația războiului în 1917-1918, dar diplomații noștri în frunte cu Vaida Voievod, dar și susținuți de cardinalii Vaticanului, au afirmat că România nu putea să mai stea în fața trupelor austro-germane, pentru că rușii ieșiseră din ecuație odată cu războiul civil. Da, clar. Un peisaj fabulos ne-ați prezentat în această oră, da? Chiar cred eu că un pic altfel decât ceea ce auzim întotdeauna la 1 decembrie pe alte ecrane. Mulțumesc tare mult! Mare drag! Respect pentru ceea ce ne-ați oferit și să sărbătorim cu drag această zi. Și să sărbătorim cât mai mult timp Ziua României. Exact. La mulți ani. La mulți ani, România. Mai bine, dragi prieteni. La mulți ani vă spun încă o dată și o zi frumoasă cu suflet alături de România. Numai bine. La revedere.